La anul și la mulți ani. Ce faceți? Cum sunteți? Să mă re... Ai, ce m-a făcut cu cremă? Nu stați-mă un pic, vedeți? Minutul ăsta aș putea șterge, adică secundele astea, că m-a un pic cât am început și m-a făcut cu cremă. Am uitat, m-am dat cu cremă undeva. Așa. Dar nu știu de acolo, când mai chef să șterg. Asta e când te unci, nu mai știi pe unde ți-ai dat. Na. În fine. M-am gândit să mai fac încă două videouri, să le pun next week, da? Că le fac acum, dar o să le pun mai săptămâna viitoare, pentru că iară după aia o să fiu ocupată și nu mai am timp. Și, na, decât să fac unul și lung și amestecat, hai că fac două, așa cum ați spus mulți dintre voi, deși unii au zis că să le fac chiar tot așa lungi ca înainte, acum nu pot să-mi fac pe toată lumea lung, scurt, în fine, eu încerc să le fac de o jumătate de oră, cum că o să fie de 35-40, asta e. Dar o să pun două videouri și în loc de unul, vedeți că înainte puneam mai de mult, puneam un video de o oră jumate, două. No, acum o să pun două, dar de câte o jumătate de oră, 40 de minute, cel mult. Adică cel puțin așa încerc. Acum dacă mi-a să mi-a, dacă nu, nu, că nu știu care mă înțelegeți, dar parcă oricât de structurat ar fi, cum să zic, subiectul, dacă eu mă gândesc, ok, vă spun despre asta. Și oricât la structura în capul meu, adică când zic structura, mă refer, mă să spun așa, așa, bun. Dar de multe ori îți mai vin, nu știu, parcă îți aduce aminte cumva, intri în flow-ul ăla dacă nu ești deranjat sau ceva. Și parcă nu, tu chiar dacă ai fi vrut să zici mă un pic, nu știu, parcă mă înțelegeți voi, dar eu să încerc să mă abțin, adică chiar dacă vine să țin chestiile alea, adică nu, dar când îmi iasă, îmi iasă, când nu, nu. Bun, dacă mai tot fac așa, știți voi, ca pastorică la biserică sau predicatorii, să mă scuzați, numai că nu știu, nu știu, nu știu ce se mai întâmplă în ultima vreme, nu mai, nici eu nu mai știu ce se întâmplă cu mine, dar eu pregătesc videourile. Mi-a venit să râd acum, că mi-aduc aminte când era mai mică și mă ducea la biserică. Mai erau unii oameni care făceau așa, unii frați, cum se zice, pe la Pentecostal, numai nici nu predicau bine, știi? Dar pe mine chiar mă doare gâtul, deci acum m-am râs atunci de ei, adică nu mă râdeam așa, bajocură, dar mă gândeam ce tot face omul ăla așa, știi? Și acum uitați că am ajuns și eu să fac așa. Dar din cauza gâtul, nu știu, cu vaccinul ăsta, nu știu, chiar nu știu ce să zic și nici nu... Mai bine nu zic nimic, că nici nu vreau să dau de vină, că nu, no, dacă nu știi, nu știi. No, eu nu pot să fiu cum mulți. Mă, că de când m-am vaccinat, mă, sunt nu știu cum, sau de când așa, că oricum eu ceva probleme cu gâtul, tot aveam, deci... No, dar acum, că tot o să fac așa, I'm sorry, știu că o să fie enervant pentru voi când ascultați video, dar nu, no, nu am ce să fac, asta e. Bun, în prima parte a videoului, adică în video ăsta mai bine spus, vreau să vă zic ce am pățit iară la sauna, adică în spa, da? Care dintre voi știți, odată am pus o filmare când mă dădeam cu gheață și mi-am turnat găleata în cap. Și spa-ul normal acolo, da? În spa-ul ăla, adică în raiul unde mă duc eu, că așa îi spun în raiul meu, e camera aia de gheață, îți dau o saunie pe lângă, adică e camera aia de gheață, că așa se spune camera de gheață, mai este încă o saună uscată și o saună umedă și jacuzzi. Deci toate sunt spa-ul ăla, da? Ca să vă zic chiar un pic, să intrați cu mine în pictura aia, ok? Și înainte să vă zic ce am pățit, adică ce am experimentat, dar nu știu, vă zic așa cum să spun eu. Pentru că aș vrea cumva să vă gândiți voi ce ați fi făcut dacă erați în locul meu. Că, da, o scureau să așa bine că oricum eu nu știu ce ați fi făcut voi, că foarte puțin cred că o să-mi spuneți ce ați fi făcut. Și data trecută am vorbit despre experiență de acolo și ați fost careva care mi-ați dat feedback, da? Nu toată lumea, dar oricum voi, pentru voi așa, să vă gândiți, mă, ce aș fi făcut dacă eram eu în situația aia, nu știu, poate, vă, nu vi se pare banal. Mie nu știu, da, nu știu ce să zic. Dar înainte să încep să vă spun despre faza asta care mi s-a întâmplat, pot să zic că săptămâna asta, dar vedeți voi cum v-am spus, eu mă registrez săptămâna asta, dar voi numai săptămâna viitoare vedeți video, da? Câteodată mă registrez cu 2-3 zile în advance, câteodată exact mă registrez și pun, depinde, oameni buni, că și eu busy am și mă duc încolo, încoace și cumva, nu, no, să pun și video, e greuț, e greuț, în fine. Și în video la care mi-am turnat apă, de m-a filmat cineva, o fetiță mică și frumoasă, că mă tădesnează cu părul în sus, mai sus decât la mea oricum, și mi-am tras greata de apă și m-am dat cu gheață. Și mulți dintre voi care mi-ați dat feedback-ul m-ați întrebat că ai simțit ceva dacă te-ai dat cu gheață pe hainele alea. Și normal că sunt, că știți cum e, poate vouă vi se pare că dacă aveam pantaloni aia scurți și bluzița aia pe mine, voi credeți că cu aia nu sunt, dar sunt, pentru că de aia, vedeți voi, îs haine de sală,
în material anume, da? Pe urmă, tu când te duci la apă, e un material anume. Deci ăla nu e material făcut ca și cum din haine pe care voi le purtați acasă, ăla e special pentru apă și sâmți. De exemplu, când mă duc în saună, sunt toată căldura de acolo, dacă intru în jacuzzi, sunt dacă e rece sau nu. Când m-am dus acolo și mi-am dat gheață, logica, sunt că e rece. Adică, gândiți-vă și voi un pic, că n-ai cum să nu sâmți, da? Nu. No. Dar, în fine, acum hai dat să vă spun ce am pățit săptămâna asta la spa și sper să nu trec de o jumătate de oră, dacă trec, sorry. No, o trecut multă vreme de când nu m-am dus la spa. Că nu, no, tot cu probleme, cu probleme și bă, asta e, eu mereu așa fac, eu tot pe ultimul loc mă pun. Și la un moment dat, zic, bă, hai că să mă duc la spa, că deja a trecut prea mult timp și eu, nu știu care știți, care nu vă spun, abonamentul plătești, apoi nu contează de câte ori te duci sau nu. Mie îmi trage în fiecare lună, nici mai știu, 80 de euro sau 90 de euro. Nu mai știu, nici vreau să mint. La un moment, câteodată știam, m-aș putea uita pe telefon. Stați un pic să mă uit pe telefon. Mă scuzați că fac așa, dar chiar nu știu ce cu gâtul ăsta. Nu mă un pic să mă loghez, sper să și meargă internetul că ăștia de aici bacă company și-ți bacă nu știu ce, atâta te mai tămințesc ăștia cu netul de... No, hai odată, loghează. Chiar sunt curioasă să văd că am și uitat, nu știu, 80 de euro sau 90 de euro îmi ia pe lună. Numai un picuț, stați așa că mă loghez, da? Ma, că internetul asta e când sunt atâți oameni care folosesc netul. Deși tu când plătești la Office Priority, tu trebuie să ai internetul să-ți meargă mai bine, dar anyways. O, stai că nu mi-a băgat bine parola. Ce, doamne? Stai-mă un pic. E curioasă și eu să văd că chiar acum mi-a tras pe luna februarie că strage în întâi, în prima zi din asta, numai un pic. Așa. Acum intru în ăsta, știți? Cât mi-a tras? Pe data de... Așa, pe First February mi-a tras 80 de euro, da? Cum nu vă pot arăta așa că mi-ați vedea balanța și tot de aici, numai un pic să ies afară, 80 de euro. Fără un euro, dar nu, îi spui 80 de euro. Numai un pic să ies, gata. Și am zis că mai că trebuie să mă duc, că deja mă simțeam și obosită cumva, că am avut și multe treburi. Și zic, da, ăștia îmi trag și banii, nu, mă duc și eu să nu, nu, tot îmi trag 80 de euro, da? Că nu e ca și cum, că știți cum e, nu e ca și cum e numai plata aia. Vedeți, voi mai dai încă o lumea, încă o ce, mai încă o ce. Eu, când începe luna, prima săptămână, eu vă spun sincer, prefer nici să nu mă uit la bank account, că dacă mă uit și văd, la sală atâta, la asigurare atâta, la altă asigurare atâta, depinde și tu ce treburi ai, dar foarte mult, știi, și atunci prefer în prima săptămână, nu, 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 nici mă uit. Bine, la contul ăla, că sunt trei conturi, da? La ăla nici mă uit, nu, îl las, numai a doua săptămână mă uit să văd, bă, nu mi-a tras careva prea mult, știi? No, da, în fine, și m-am hotărât să mă duc la spa, că nu, mă simțeam și obosită să mă duc și să mă relaxez. Și în fine, și mă duc eu la spa, oameni buni, nu știu, nu știu, eu... Nici mai știu ce să mai zic. Mă duc eu așa, necăjită și trudită, cum zic oamenii în vârstă. Mie, când zic necăjită și trudită, adică am fost extra mega de obosită. Când zic obosită, nu mă refer numai fizic și psihică. Vedeți, te consumă multe lucruri, da? Mai ales dacă tu vrei să te împlini și să rezolvi o grămadă, deci te consum. Și mă duc eu așa. Eu cred că câteodată oamenii cred că-s băută. Serios, dacă nu, că am observat și odată m-am dus. Că de unde îmi parchez eu mașina până la sală, nu-i cât mă duc, nu-i, nu știu, mă duc 3 minute că le lălăiesc eu. Dar și odată m-am împiedicat, m-am mai împiedicat încă o dată, zic, ce mă tot împiedicat, dacă nu era ca și cum am dat de ceva, deci pe drept. Și după aia mă te gândeam eu, mă, de aia mă tot întreabă unii oameni dacă eu sunt ok, dar bine, oamenii care mă cunosc și mă văd un pic, că mă duc, că cumva, eu fiind, acum nu vreau să credeți ca și cum că numai eu mă consider obosită, nu. Dar vedeți voi, majoritatea oamenilor dorm. Eu dorm 3, 2, 3 ore, se mai întâmplă să dorm câteodată 4 ore, dar cam răruț, cam răruț se întâmplă. Poate dacă n-aș fi deranjată de un om în mare parte, dar lăsăm deoparte chestia aia și alte chestii, poate aș dormi și 4 ore, poate 4 ore jumate, nu știu, dar pentru că la un moment dat îl mănâncă pe omul ăla, ba să fac una, ba să fac alta, și asta e, nu, asta e, știi? Și cumva obosala asta te face așa, parcă stă te adună, stă te adună, tot te duci, dar nu știu. Și eu cum mă te duc așa pe drum, știi, mă tot împiedic, ba, mă mai treabă un altul, ai ok, bine, când mă duc la bancă sau mă duc așa, nu știu, parcă mă duc cumva, parcă nu cum trebuie, știi, și deja am zis, bă, stai că nu e ok, hai că te întreabă una, hai că te întreabă doi, dar deja când te întreabă tot, adică tot lumea, te mai întreabă lumea, bă, dar
Odată am întrebat ce va face, tu ai băut ceva? Zic, da, am băut, că nu mai pot iso. Și mă duc așa năcăjită, șturdită, la spa. Da. Și, na, aici tu, cum pun eu ghiozdanul în vestiar, îmi iau prosopul, îmi iau sticluța cu apă, cheia, și mă duc. Da, acum, sinceră să fiu și să vă spun, că vă zic așa un pic mai deschis, ca să mă înțelegeți un pic, să vedeți că eu, I did try my best, cum zic oamenii, adică eu încerc toate variantele, că așa fac și în viața reală, indiferent că e vorba de spa, că e vorba de oameni. Mă, încerc o soluție, văd că nu mai are încercată, dacă îmi văd că nu mai rămân fără sursă, nu mai știu cum să mai gândesc, atunci renunț. Renunț că nu, și cred că o să renunț și la sala asta, nu știu, pentru că hai că vă spun de ce. Intru în sală și câteodată mă duceam dimineața, dar mai răruț mă duceam dimineața, pentru că știți de ce? Eu am vrut să testez, să văd, mă, cum e dimineața, cum e pe la mea și cum e mai spre seară, da? Ca să văd când e mai ocupat, când e mai puțină lume sau mai multă. Și în funcție de cum observam eu, să mă duc și eu. Numai că am observat că dimineața e ceva mai quiet. Numai că eu ca să mă duc dimineața, asta înseamnă că eu să mă duc, de exemplu, să fiu undeva pe la 10 sau 11 acolo, hai să presupunem să fiu la 10, da? Ca mai ar fi o oră optimă unde oameni îs și nu prea îs, da? Și eu ca să mă duc să fiu la 10 acolo, trebuie să mă trezesc la 8, cel târziu la 8, da? Pentru că, no, să-mi beau cafeiul, rutina pe care am de dimineață. Și eu ca să mă trezesc la 8, îi aiurea. Pentru că dacă eu mă pus să dorm la 6, da? De foarte multe ori, nu știu, dacă mă credeți, oricum nici mai contează. Eu vă spun că oricum știu că sunt oameni care știu și mă cred. Alții chiar știu că așa e situația. Dacă eu, de exemplu, mă pus să dorm, adică uneori mă pun la 5, dar nu pot să dorm din cauza gândurilor, da? Sunt foarte variate gândurile mele. Uneori mă gândesc despre mine, da? După aia când mă satur să mă gândesc despre mine deja, adică la situațiile mele care mă supără și mă întristează, nu mai vreau să mă gândesc la ele și atunci îmi schimb gândurile, pac, schimb caseta vorba aia și mă gândesc la oameni, la actele lor, mă gândesc, mă, cum să fac să fie mai ok, cum să fac să aibă succes mai mare și atunci mă frământ și eu, chiar dacă m-am pus la 5, eu numai la 6 eu somn. De multe ori tot îmi pun mâna pe telefon și mă, câte ceasul, câte ceasul. No, acum eu adorm undeva pe la 6, 6 jumate. Păi ca să mă trezesc la 8, zici că îmi bagi joc de mine. Deci zici, nu pot să-mi bagi joc. Am făcut chestia asta de câteva ori, de mai multe ori, cumva. Și corpul suferă, corpul știe și nu mai pot să-mi bagi joc de el, da? Și atunci nu mă pot duce dimineața, că nu mai pot eu să mă odihnesc, nici măcar alea 3 ore. Că o oră contează de somnul pus, să știți, contează foarte mult. Și atunci am zis, mă, hai că mă duc mai pe la miaz. No, cum ar fi, nu știu, de la 12 încolo. Nici atunci am văzut că nu e ok. Că veneau băbuță multe, veneau femei multe. Că eu v-am zis, acolo unde mă duc eu la spa-ul ăla, bine că mai am acces și la alte spa-uri de la ei, da? Că au vreo 5 sau 6 cluburi. Dar la ăsta unde mă duc eu, care mai aproape de mine, spa-ul de femei e spa-ul de femei. Adică sunt doar femei. Și la de bărbați e de bărbați, da? No. Și vin multe femei. Și atunci ele când vin, mai ales când vin în gașcă, unele dintre ele, eu să mă scuzați și oricum, n-am spus la început, dar trebuie să știți, eu misogină nu-s, sexistă nu-s, discriminare nu fac între oameni, indiferent de religie. Dar, mă, îs unele femei, nu știu, atât de mult și de tare vorbesc, serios, zici că sunt un grup de șoșoșânci? Nu știu, și la amiază parcă nu-mi convenea. Am zis, mă, hai că mă duc seara, să văd cum e seara. Când mă duc seara, sunt foarte mulți copii. Și fac gălăgie, numai că, vedeți, te deranjează altcumva, că te gândești, bă, copilul e copil. Dar cumva tot te deranjează, fără ca tu să vrei. Și în fine, și tot am încercat eu să văd cum să fac să mă duc, nu, că dimineața nu-mi pică mie bine absolut deloc, că nu mai pot eu de obosită. Că trebuie să fiu un pic cât de cât ok când mergi acolo, măcar un pic odihnit, că să mergi foarte e obosit, nu se merită, că leșini acolo, vă spun eu. Păi cum să mergi să stai în saună când tu ești așa mar de capătul? Nu poți, că te ai cu leșin. Și am zis, hai mă, că fac cumva să mă duc în mijlocul zilei. No, bun. Mă duc eu la spa, oameni bun. Nu știu, parcă de fiecare dată e câte ceva, dar parcă câteodată e prea mult. Știți, parcă câteodată e prea mult. Și asta mă face pe mine să cred că în fiecare zi, când tu ești afară din casă, parcă ai o luptă de dus. Ba, nu știu, dacă merg la sală, îi ceva acolo. Dacă te duci la cineva, îi ceva. Parcă în fiecare zi atâta de atent trebuie să fii și așa de
Nu știu, trebuie în advans tu cumva să te gândești, bă, dacă se întâmplă, deci de multe ori te poți gândi, nu poți anticipa ce se întâmplă. Dar mă duc eu la spa, da? Cam atât am început, zic că m-am dus, m-am dus, zic, ia, deja 15 minute și trebuie să termin într-o jumătate de oră ca să țin videourile scurte, mă rog, în fin. Și mă duc și fac un pic de duș, adică nici nu pot să zic că am făcut duș. Am intrat și când intri în spa ăla, direct pe partea stângă, îi un dușuleț. Te bagi așa, de bun simț, știi că oricum mă duc acasă dușată, nici n-aș vrea să cred că ăsta care se duc nedușați, că mi-ar crea și sos pe piele, cred că. Și apa e rece. No, bun. M-am un pic așa, m-am intrat pe părți, nu dintr-o dată, că no. Și rutina mea e așa. Mă duc prima dată, intru în jacuzzi, stau cât stau. Pe urmă mă duc în sauna aia uscată, mi-a ea umedă, nu-mi place deloc. Nu-mi place că zici că e... Nu-mi place. Și plus că acolo să te duc femei și pun tot felul de mirodenii. Ba, pun... Ba, când miroase amentă, ba, nu știu ce. Și mie nu-mi place că... Îți îngreunează cumva respirația, adică deja e foarte hot să stai, apoi mai pun și mirosul ăla, mai și sau în aia umedă și am zis, bă, lasă că le lăs lor aia, vorba aia, mă duc în aia uscată, știi? Și cumva rutina mea așa, mă duc, fac dușul, mă duc în jacuzzi, mă duc în sauna uscată, stau cât stau, nu știu, 15-20 de, depinde cum mă simt și eu. Și depinde cum e și sauna. Uneori atâta e de fierbinte, păi nu pot sta mai mult de 6 minute, am impresia că mi-a să gâtul de la loc. Alteori pot să stau o jumătate de oră pe ușor. Depinde, nu știu că și aia zici că se te dereglează temperatura. Habar n-am, ca și la jacuzzi. Câteodată e foarte hot. Trebuie să stai cu mâinile așa. Dar câteodată, nu știu, te cam gândești, bă, că ești cu dureri de ovare. Dar, în fin. Pe lângă că tu trebuie să te duci în fiecare zi, adică ai cumva nemulțumirile astea, ca oameni buni, să plătești 80 de euro la sală. Nu, nu e ca și cum zici că plătești 8 euro și cumva te aștepți să fie foarte ok. Și atunci parcă, eu nu știu, dar sincer, nu vreau să exagerez, dar parcă când era bine cu jacuzzi, zici că nu era sauna ok. Când era sauna ok, zici că nu era jacuzzi ok. Nu știu, cam rar dacă m-am dus să fie amândouă ok. Adică, știi, să nu fie nici prea rece, nici prea cald. Nu știu, hai că nu mai bagi vinele lăs, dar vreau să zic că tu deja, ca și client, ai nemulțumirea asta și răbzi. Dar le ții în tine, răbzi. Pe urmă să ținem cont că fiecare om se duce de acasă cu problemele lui, da? Adică deja tu ești îngreunat ca om, cu problemele tale. Te duci acolo, vezi că jacuzzi la ba nu mai are cum trebuie, ba sau nu mai are cum trebuie, deja tu ai nemulțumirile alea în tine și ești cu ele în tine și nu zici nimic. Și te duci tu și dau să intru în jacuzzi, mă duc și dau să intru în jacuzzi și erau două băbuțe. Pe mine mă distrează băbuțele astea, așa, comice, nu știu, aveau, cred că, undeva pe la, nu știu, 70 de ani, nu știu, dar mă distrează ele cum sunt așa, știi? Și ele, cumva, una stătea deoparte, de-abia îmi ridicam nasa, chiar m-am vaccinat și nu m-aș fi proaspăt vaccinată cu al doilea și wow, și te dore, te cam dore. În fine, și era, eu trebuia să intru pe mijloc, da? Gândiți-vă că era ca un fel de cerc, da? Sauna, jacuzzi. Și ele, una stătea deoparte, una de alta și vorbeau și erau așa apropiate. Și când m-au văzut pe mine că intru, s-o tras ca să intru. Dar ce cu băbuțe către mine, oh! Dar vezi că e foarte hot apa, să nu te arzi, știi? Și mă gândeam, eu zic, oh, ok, thank you, dar încolo nici nu era așa cum au spus ele. Într-adevăr, era un pic călduță față de cât era de obicei. Dar când m-au văzut că am intrat, pentru că eu când am intrat la duș, ele vorbeau ceva mai tărișor. Când m-au văzut că am intrat, o vorbi mai încet. Dar de ce am apreciat chestia asta la ele? Pentru că e destul că le auzi că vorbesc, să mai vorbească și tare. Și cumva nu m-a mai deranjat, nu eram supărată pe ele că vorbeau. Că e logic, mă, mai interacționează, mai vorbesc, mai... Dar vorbeau așa, zici că erau ca niște gândi din alea, parcă, oh, ai văzut acolo că ai făcut, știți? Faptul că am văzut că o mai lower down the tone, parcă n-am mai fost așa nervoasă pe el, nici n-am mai fost, nici nu eram, de fapt. No, bine, și în timp ce stăteam acolo, la un moment dat, se duc băbuțele, ies din acolo și eram eu singură. Acum, ce am uitat să vă zic, dar specific acum că nu-i too late, s-o luat restricțiile la sală, da? Nu mai contează dacă eu înainte, când m-am dus, de fiecare dată intram și pe ușa de la spa, scria foarte clar. N-au voie mai mult de 3 persoane în jacuzzi, bine că mai erau câteodată și 4, dar era, nu depășește de 4. Oricum, ca să stai normal în jacuzzi ăla și să fie un pic de distanță între tine și alaltă persoană, cam 4 ar fi maximum, să zice așa. Bine, când cam mai mult, înghesuiți, dar nu cred că ți-ar convine să stai aici și una să fie fix în gura ta. Că nu-i frumos, știi? Dar acum s-au luat restricțiile. Pe ușă nu mai scrii nimic, ca și cum de la grămadă. De aceea eu nu pot să înțeleg, mă, chiar dacă nu sunt restricții, cumva de bun simț, parcă sunt lucruri pe care nu le faci. Adică dacă eu mă duc și văd că un jacuzzi plin, ca ce chestii mi-aș mai băga eu picioarele în el? Nu, nici rușine, nici mă și duc de acolo, intru în saună. Dacă sauna e prea plină, mă duc în camera de gheață. Dacă și aia e plină, mă duc să not.
Fac ceva, mă schimb cumva, da? Dar nu pot să mă duc claie peste grămadă, cum se spune vorba. Și după ce s-au dus băbuțele, stăteam eu relaxată, că singură mă simțeam bine, drept să vă spun că nu o să fii singur să n-auzi nimic, că pentru aia te duci la spa, nu? Spa-ul înseamnă relaxare, da? Și mă duc la spa. Stau frumos singur acolo. Dintr-o dată intră o sexoasă. No, m-am tras un pic mai așa, deși nici trebuia să mă trag încă pe. O venit, o cunosc pe aia mie, mi se pare ceva suspect la, nu știu cum să zic, femeie, domnișoară, nu știu care, undeva peste 30 de ani are sigur. Dar e așa interesantă, nu știu, cred că e rusoaică sau ceva, că e prea serios așa, nu știu, dar bine, nu de asta mi se pare suspectă, din alte motive, dar nu știu, nu vi le zic că n-are rost, poate mă gândesc eu prea mult, poate e paranoia, nu știu, dar în fine. Și-o intrat, ea, am mai văzut-o odată pe aia. Și stătea așa să mai tac deată la mine, eu mă și spera să mă uit la serios, eu vă zic serios, eu... No, eu așa n-am treabă, nu mă uit la nimeni, nu... No, dar cum se uita așa, deja avea impresia că îmi vine să zic că avea lunetă, știi? Bine, nu vă gândiți amu că s-a uitat timpul la mine de sus, să se uite de vreo câteva ou și să vezi că privirea e kind of sharp. Oh my Jesus, în fine. Dar bun. O intrat aia, stăteam noi foarte quiet, zici că ne urmăream care pe care, deși eu nici nu, eu numai așa stăteam ca un copil din ăla bătut, mă mai uitam câteodată așa, nu știi copil, dar în fine. Nici nu a trecut mult timp, dacă a trecut, nu știu, 10 minute, hai să zic 10 minute, cu aproximație. Și numai dintr-o dată auzi, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, zici că ca niște curci. Dumnezeule, Doamne, când mă uit, o intrat, stii să văd, cât era, una, două, trei, patru, cinci. O intrat în spaul la cinci musulmani. Bine, prima dată o intrat patru, sper că nu greșesc numărătoarea, că parcă amule și văd. O intrat patru și după ele, adică în spa, încă nu au intrat în jacuzzi, da? Au intrat în spa și le-am văzut atâta de tare vorbeau oameni buni. Zici că mi-au pus cineva electroșocuri pe creier, dar foarte tare. Și continuă. Și stăt să tot apropiau. Rusoaica asta, nu știu, dar nu știu dacă e rusoaică, dar nu știu, sexoasa asta care era cu mine, că noi doar eram acolo, stăteam liniștite, bine, ne mai gineam cu binoclu, așa vorba aia. Dar eram quiet, numai respirația ni se auză și bulbucii. Și intră astea. Și vine ele și se apropie. No, asta s-a dat mai lângă mine. Eu m-am ferit și eu un pic să intre astea. Și la un moment dat, cum rusoaică, hai să presupunem că era rusoaică, nu știu oricum ce nație îi, poate e româncă, habar n-am. Ea cum era așa, eu eram pe partea asta, dar eram bine distanțate, cumva noi ne-am apropiat una de alta să le facem loc, ca să o vină și pe o parte și pe alta, așa cum noi eram una lângă alta. Mă uitam la ea, un pic vă spun sincer, mi-era frică că era prea serioasă, adică, bă, și eu serioasă, dar I don't know. Și o intrat astea, mă, omule, o intrat, câte am zis, patru sau cinci? Prima dată o intrat alea patru, erau mai, nu erau slabe, dar erau cam ca mine, no, că eu nu pot să zic că slabă, supraponderau. Și atâta vorbeau și înainte să ies eu, că chiar am vrut să ies, că nu se mai putea. Eram eu deja cu sexoasa asta. Și o mai intrat și astea patru, eram șase. Oameni buni, zici că te uita una în gură la alta. Dar nu-ți plăcea. Pe mine mă nervează că s-au luat restricțiile. Parcă cu restricții era mai ok, mai civilizat, mai... Mă, dar nici nu trebuie să fie restricții. Cumva te gândești, tu nu dă bine să intrăm. Tăte ca tăte. O veni Big Mama după aia, musulmanca aia. Știți că v-am mai zis eu de musulmancă, mai grăsuță, că am mai văzut-o eu. Vine aia și apă s-o băga și cloșca aia, scuzați-mi expresia. Înainte să vezi să bage cloșca, sau nici nu știu, înainte, după aia, rusoaica și-a ieșit. Apoi eu când am văzut-o pe aia că a venit și ea și s-a băgat, dar nu că a fost înainte ca să vină. Deci după ce a venit grasa aia, da, îi zic grasa că, bomule, imaginați-vă deja, eu aveam impresia că rămânem fără apă în jacuzzi. Deci eram noi, eram eu cu rusoaica sau și-o fi aia, astea patru, eram șase și-o mai intrat așa, asta zici că o mai intrat încă tri cu e, să mă scuzați că nu asta e. O ieșit rusoaica, după ce a ieșit ea, zic, aoleu, am ieșit și eu? Că nu, dar nu mai aveai cum să stai. Nu, păi da, bă, stai un pic. Și atâta vorbeau, oameni buni, vorbeau tare. În limba aia lor, musulmani și alea, așa de tare vorbeau, că mi-au venit să mă iau și să mă duc acasă. Dar mă gândeam, bă, eu numai cât am venit. Și nu mi se merită, știți, că cumva deranjul ăla, te duci și faci duș, te alea, alea, te puțulești. Da, nu, înțelegeți voi. Și zic, bă, hai că lăzi la mine și mă duc în saună, dă-le încolo. Și am ieșit de acolo, rusoaica s-a și dus de tot, pentru că știți care e chestia. Cred că s-a mai dus mai odată în camera aia cu gheață și după aia s-a dus pentru că eu am văzut-o din... Că ușurile astea de la, spa... de la saune sunt de sticlă și vezi.
Și am văzut că s-a dus, era nervos și ea, știi că, omule, dar nu putea să-i relaxeze deloc. Și zic eu, în gândul meu, hai bă, că mă duc și îi lăs pe alea acolo la în jacuzzi și mă duc în saună, că du-te bă, că nu pot să stau cu astea, na, nu, na, vecu. Oameni buni, mă duc în saună, din saună le auză, din saună, deci nu-mi venea să cred, adică eu m-am gândit, bai, că dacă le lăs pe alea în jacuzzi, mă duc în saună, stau liniștită, numai bine, nu mai era nimeni și zic, să mă relax myself, că de-aia am venit. Ah, și lupte se dădeau cu mine în saună, nu vreți să știți, nu vreți să știți, deci nu mai puteam din nervi, mă gândeam, bă, omule, cum o să vii la spa? Și înainte să intri la spa, e o tablă pusă foarte fain și scrie pe ea niște chestii, printre care zice, respect each other. Dar oameni buni, și să nu scrie să te respecti pe tine și pe alții, adică că acolo se ia să respecti pe alții, respect each other. Cumva, nu știu, tu trebuie să știi, dar mi-e trebuie să-mi zică cineva, bă, nu scuipa pe altul, bă, dar știu că nu e ok să scuip sau nu știu. Și atâta de tare vorbeau astea și se duceau niște lupte cu mine foarte tare. Mă gândeam, bă, mă duc și le spun să vorbească mai încet că nu mai pot. Dar după aia m-am gândit, mă, tăt, eu știți, eu mă contraziceam eu pe mine, pe aia mă gândeam, mă, dar dacă femeile astea, ele când sunt acasă, poate nu le lasă bărbață, că acum eu mă gândeam cum e și religia lor, da? No, musulmani și fiind și așa. Mă gândeam eu, mă, dar cum să mă duc eu să le zic să vorbească un pic mai cei că aș fi putut să mă duc. Să le rog frumos, please, you know, if you don't mind, lower your tone, you know, like, un pic, mă, un pic, pentru că mă deranjez și nu numai pe mine. Mai erau încă două femei, sau nu știu cât erau, dar pe alea două le-am văzut că și după aia de acolo și erau nervoase, în sauna umedă. Deci, cumva era foarte deranjant. Atâta de tare vorbeau. Zici că era, nu știu care dintre voi ați avut vreodată posibilitatea să auziți când se anunță trenul în gară. Și zic că e acolo, că vine acceleratul pe linia 3, nu așa, dar alea erau lângă noi. Și din saună, auză, mami, din saună, că se mai întâmplă câteodată, să mai duc femei în jacuzzi și le mai auzi că vorbesc, dar nu așa. Nu la volumul ăla, zici că ai un volum dat la maxim. Și mă gândeam, bă, să mă duc să le zic, dar după aia, dacă cumva ele acasă nu le lasă bărbații să se sune unia pe alta, să vorbească și poate au așa vreau să vorbească, nu, cum să mă duc să le deranjez, dar după aia mă gândeam tot eu, bă, nu mă interesează, pot să vorbească și mai încet, nu trebuie neapărat așa de tare. Deci vorbeau îngrozător, să nu credeți oameni buni că sunt sensibilă la chestia asta, îngrozător, pentru că era obvious, le deranjau pe toată lumea. Când să mă duc, era să mă ridic, să mă duc de pe banca aia, nu m-am auzit că o curs apa, și alea au zis, cred că au zis bravo în limba lor, nu știu, că au aplaudat. Și atunci am gândit, zic, uite mă, cum să mă duc să le strâng bucuria atât eu. Că una dintre ele și-o tras gheleata în cap și astea alții au aplaudat. Zic, bă, de-ale încolo, că zic, acum și pe să le tratez ca pe copii. Deci tot erau trecute peste 40 de ani, 100.000 sau carate ale mai, așa, I don't know, dar după părerea mea. Și zic, nu, uite, băiale, se distrează, ele se sunt bine, hai că le les, dă-le încolo, nu le zic nimic. Și eu tot încercam să mă calmez în mintea mea. Deși v-am spus, uneori mă gândeam, bă, mă duc și le spun, adică politicos, da? Vă rog frumos, un pic mai încet, că totuși, nu, eu am venit să mă relaxez și ceilalți, vă rog, un pic numai, că, nu, nu-i destul că le-am cedat lor jacuzzi. Am ieșit oameni, oameni buni, am ieșit din jacuzzi, le-am lăsat pe ele să se întâmple, câte cloștile acolo, că nu mai venit și buldozerul ăla și s-a pus acolo. Nu știu, parcă să n-ai bun simț, atâta de plin jacuzzi ăla și să intri și tu acolo și apoi, bă, ok, le-am cedat jacuzzi, m-am dus și eu și rusoi casa și eu fost aia. M-am dus în saună, dar nici până acolo, eu cred că și în vestiar, dacă mă duceam, eu eram în stare să le iau pe alea. Și atâta duceam, mă luptă mine și acum eu vă întreb, ce ați fi făcut voi dacă erați în locul meu? Adică cedezi jacuzzi, te duci în saună, dar tu nici în saună nu te poți relaxa, că zici că-s lângă tine. Atâta de tare vorbeau, râdeau, cum să zic, eu mă bucur când văd că-s persoane happy lângă mine. Bă, chiar dacă eu nu-s happy, nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie posomorâtă sau nervoasă. Dar nu știu cum, și râsul ăsta, și vorbitul ăsta. Parcă ar trebui manifestat un pic mai cu gândire, nu? Mai cu calcul. Hai bă, că odată te râzi că ți-au făcut una să râzi, dar ele mereu erau așa agresive. Pentru mine asta a fost agresivitate. Și atunci am văzut la un moment dat că a venit o neaia de la curățenie, că mai vin din când în când să se uite. A venit și eu zis că m-a uimit așa, știi, când eu zis că să se gândească numai că mai e și alții în spa. Dar nimeni nu s-a dus din spa să le spună. Ele au venit așa numai, știi, și alea cred că nici nu înțeles măcar și eu să zic asta. Eu am înțeles ca și cum, bă, un pic mai așa, că totuși e spa, da? Doamne și ferește!
Dar nici nu contat că o zisea nimica. Ele iar atât vorbeau, te vorbeau, te vorbeau. Și bă, îți dai seama câtă ni sunt țări. Eu le compătimesc în sinea mea pe femei. În special pe femeile astea care sunt țări, nu, cum ar fi musulmanii astea care sunt prin Irak, Afganistan, Pakistan. Le compătimesc mai mult cumva decât pe astea din Europa. Deși n-ar trebui, pentru că și astea din Europa știu atâtea mame. Știu atâtea femei care sunt căsătorite, vă zic, doamne, cu bărbați europeni. Și suferă îngrozător. Îngrozător, că e violență domestică, cum am zis, că e fizică, că e psihică, e violență domestică. Și mie mi-e milă și compătimesc și unde știu și pot ajut și mă implic. Dar după aia când văd că vin așa și nici mă interesează și eu în gândirea mea atâta le compătimeam, mă zic, îți dai seama, mă, femeile astea atâtă ziua fac mâncare, numai trebuie să îmble cu halubile alea pe ele, rabdă căldura aia, rabdă, rabdă, rabdă. Dar cumva, câteodată eu cred că sunt și proastă, știi? Mă te gândesc eu și compătimesc și când colo poate n-ar trebui să fie cazul. Ori eu pe mine, am stau și mă întreb aici de față cu voi, ori eu pe mine mă compătimesc vreodată? Pentru cât e trag și fac în viața asta, oare mă compătimesc? Așa avea și eu nevoie de compătimire, știi? Vă întreb acum pe voi, oameni buni, ce ați fi făcut voi, deja e o jumătate de oră înregistrată, ce ați fi făcut voi dacă erați în locul meu? Vă dați seama, a intrat o grămadă, nu trebuia o simte atâta din bun simț și continua, o mai veni și femeia de serviciu l-a spus să se gândească că șarți, nici nu l-a interesat. Și o continuat, cred că o stat o jumătate de oră, dar o jumătate de oră e mult. Oameni buni, o jumătate de oră e mult. Și după aia când m-am hotărât să mă ridic, zic, bă, hai, hai văduva neagră, du-te, de ce mă încurajam eu pe mine, auzi acolo, că eu nu cumva să deranjez, nu cumva că eu am, poate voi nu credeți, dar eu mai bine mă duc eu, mai bine renunț eu, decât să știu că, mă, unii se merită să lupt, lupt, stați un pic să ne înțelegem, deci când e vorba de acte și așa, nu știu cum să zic. Dar așa, când e vorba cu chestii de genul, mai bine mă eu și mă duc și nu mai, bă. Și acum, când am vrut, chiar când m-am decis, bă, ies și o să le rog frumos, înainte să mă ridic pe fund, că eram întinsă, că așa îmi place să-mi pun prosopul ăla, să stau întinsă frumos, să mă relaxez, cât pot și eu, că nu prea pot din cauza gândurilor, nu pot, dar măcar stau și eu întins acolo, ca un colac băgat în aragaz. Înainte să... mă scuzați. Haoleu. Înainte să mă poziționez eu să iau postura aia de mădus, numai le-am văzut că o ieșit. Ieșeau și atâta vorbeau. Și după ce ieșiți din jacuzzi, atât au mai stat în spa și vorbeau. După aia s-o înțeles, cred că ele, nu știu câte vorbeau acolo, s-o dus în spa, în s-o dus în sauna aia umedă, le-au zis și de acolo, deci era o durere, a fost cu femeile alea, o durere. Eu sunt curioasă, vă, ce ați fi făcut? Eu știți ce fac? Am lăsat de data asta de la mine, am lăsat mult, pentru că le-am cedat jacuzzi, după aia în sauna trebuie să le răbd, da, deci come on. Eu le-am dat pași de data asta. Dar data viitoare, dacă mai vin tăti așa grămadă ca cloștile alea, no problem. Vrei să vorbești, femeie? No problem. Dar te rog frumos că eu să le spun. Dar frumos o să le spun, bineînțeles. Le spun frumos așa. Că totuși mai sunt și eu, mai sunt și alții și venim aici să ne relaxăm. Și eu le înțeleg dacă ele vreau să vorbească. Vorbiți, femei. Dar nu urlați. Nu urlați. Păi dar tu te duci să te relaxezi și le auzi pe ele acolo, nici nu mai vine să mergi. Așa mai bine mă duc acasă, îmi pun oțet și sare și îmi pun blici în vană și mă pun și stau de amuratul și dați-i, te mă aprind și o lumânare și zici că-s la mormântarea mea. Dar nu mă duc eu și plătesc 80 de euro pe lună. Nu-i destul că jacuzzi nu-i cum trebuie tot timpul, sauna la fel, adică deja am nemulțumire mie și totuși accept și apoi să mai vezi că mai vin și din astea. Deci eu vă spun sincer, dacă data viitoare mai vin, pur și simplu le spun, vă rog frumos, sorry, nu vreau să credeți că am ceva cu voi, dar nu să cade și nu-i politicos, voi să faceți gălăgea asta, dar nu să cade femeilor. Eu așa o să le zic, cu frumosul, cu buna, că așa vorbesc. Dar dacă nu înțeleg și-ți nesimțite, apoi o să mă văd nevoită să mă duc la staff, la femeile alea de la curățeni. Și dacă vin alea și nici cu alea nu se înțeleg, apoi mă duc în față, la recepție. Și le spun, ori luați măsuri, da? Dacă oamenii nu știu să se comporte, vă rog frumos, explicați-le voi, dacă nu am închid abonamentul. Păi nu spuneți voi să merită să mă duc.
Mă, jacuzzi, accept că e câteodată cu mâini. Sau nu accept că e cu mâini. Deși banii scumpi, să dai 80 de euro pe lună. Dar acum trebuie să înghit tot omul care vine. Vedeți voi, când mă duceam seara acolo la saună, la spa-ul ăla, și stăteam în jacuzzi, veneau foarte mulți copii cu părinți, mereu la not, dar după ce ieșeau de la not, de la bazinul de not, treceau pe lângă spa, da? Că așa ducea, ca să se întoarcă înapoi în vestiar, treceau pe lângă spa. Și veneau părinții cu copii și mi-a băgat câte un picuț în jacuzzi. Dar acum nu mă puteam supăra. Adică eram, cum să vă zic, că nici nu vreau să mint, eram un pic deranjată, dar nu foarte mult, pentru că mă gândeam, mă, ce bucuroasă aș fi fost să fi fost eu copilul ăsta și să mă fi dus pe mine, știi? Mama și tata, vezi, Doamne, să mă fi dus acolo și cumva am și tras și supărarea. Că mi-e mis foarte dragi copii și oamenii mari. Eu țin cumva cu oamenii. Dar când văd că depășești, cumva, știți, vedeți voi, seara mă supărau cumva părinții, că își aduceau copiii, dar numai un pic mă supăram, că îmi și trecea, că eu când îl vedeam pe copil că se bucură, mai ales câteodată mergea jacuzzi, așa de tare mergea jacuzzi, și se făceau spume și luau copiii spume și suflau așa, parcă le împingeam și eu câteodată spumele către ei, știi? Deja mă jucam și eu cu ei, cumva, știți? Și copiii n-aveau voie. Deci copiii n-au voie în spa. Trebuie să fii over 18, adică să ai peste 18 ani. Dar chiar dacă eram un pic deranjată, câteva secunde, îmi și trecea. Parcă când îi vedeam pe copii, nu știu, zici că o dădeam și în mintea lor. Bine, în gândul meu, zici că eram cu ei. Și cumva nu eram supărată, dar un pic, nu m-a deranjată, un pic. Dar nu mi-era greu să stau. Cu data am fost eu încă două sau trei femei, asta când era și cu pandemia, cu restricții, că n-ai voie nu știu câți în jacuzzi. Și au venit vreo doi, trei copii cu o femeie. Noi n-am zis nimic, ne-am tras bine. Ăștia se uitau, astea se uitau un pic așa. Eu n-am zis nimic, eu m-am tras, eu m-am înghesuit, au intrat copiii. N-am într-adevăr, făceau un pic gălăgie, dar parcă altfel când îs copii. Deși copiii erau mărișori, câteodată se întâmplau fetițele să aibă 12 ani, câteodată 10, acum n-am văzut și eu cum cred eu că aveau vârsta. Dar când, cumva, e chiar dacă te enervează copii, știi, copii și te bucuri cu ei, știi? Dar când vezi femei mari, când vezi femei pe care eu în mintea mea, hai că mă mai regitesc până la 40 să nu trec încă 13 ani, chiar că închid că să nu fie lung, cumva parcă te enervezi, știi? Adică, mă, eu te compătimeam în gândul meu, musulman care ești tu, te compătimeam. De multe ori voi nu mă credeți, eu și acasă mă gândesc la oameni și plâng. Deci atâta, nu știu de ce se întâmplă chestia asta cu mine, dar mă gândesc la anumite situații, la anumite persoane și gândindu-mă cumva și din atâta compătimire eu plâng. Pur și simplu plâng și mă consum. Și mi s-o mai spus și știu că așa ar trebui să fac, nu te mai consuma, că n-are rost. Știu, dar parcă... Nu știu, eu am impresia că eu sunt un vulcan de lacrimi, nu știu, parcă te trebuie să plâng. Nu pot să-mi dau seama, dar parcă am fost și frustrat, adică, băi, în gândirea mea, atâta de milă mi-era de tine, femeia din asta musulmancă, că încă nu știu care știți, am făcut mai de mult niște videouri despre femeile alea, cum sunt mutilate genital și așa, și mai multe așa, știți? Și acum să le văd că intră așa și se comportă așa, nu știu, oameni buni, n-au ziceți în voi mei, ce ați fi făcut? Eu v-am spus eu să fac data viitoare, hai că prima dată îngădui. Și adaur îngădui, că mă și spun frumos. Dar dacă nu se poate, păi te rog frumos. Nu știi să te comporți, învață să te comporți. Nu se poate, este dus, sau mai au fost, la una i-am zis odată, au fost, nu știu ce, era irlandeză, era tinerică, așa, nici nu cred că avea 18 ani. O venit și cu telefonul și punea muzică tare. Nici avea căști, altele mai vin cu căștile, deși eu nu știu ce cată cu telefoanele în jacuzzi, că, Doamne ferește, scape, n-am chef să mor curentată pe acolo. Și la aia am zis, zic, sorry, no, sorry, if you don't mind, mă doare capul, am mințit-o, că nu mă durea capul, deci recunosc că am mințit, de-aia am să așa, ca să nu o supăr pe ea, vezi, Doamne? Și zic, dacă vrei, n-au un pic muzica, că totuși am venit la spa. O și închis telefonul, să-l lua și să dus, cred că sunt nervat. Nu, pe mine mă interesează. Important e că telefonul ăla, știi, adică, comod. În fine, asta a fost experiența. M-am enervat. Nici am mai enjoy my time. Nu l-am mai enjoy că m-am enervat alea. Dar vă spun, nu știu, e ciudat oricum. E ciudat. Tu să-i duci să-i relaxezi și să dai de tot felul de femei din astea, nu știu, parcă te aștepți cumva... Nu știu, de la femei să fie mai elegante. Când zic elegante, nu mă refer la îmbrăcăminte, mă refer așa la comportament, parcă să fie un pic mai soft, mai cu bun simț, mai... Degeaba ții tu tocoace și fustiță și rochiță dacă tu... Nu știu, nu mai zic nimic, că după aia nici nu mai are rost oricum. Vreau să văd ce se întâmplă next time, știu dacă le mai văd, dar păi... Nu știu, nu se mai poate, deci nu se mai poate. No, ca să vedeți, eu mă duc să mă relaxez și ce relax? Relaxul lui... Alu nimeni. Vă lăs, haideți că închid ca să fac la video.